Este o zi importantă, așa cum vă spuneam, este ziua internațională a pisicii. E o zi în care conștientizăm și lupta împotriva neglijenței și abuzurilor asupra pisicilor, dar și animalelor în general și am invitați speciali în această zi. Chiar motivul pentru care s-a inventat internetul, am putea spune. Avem în platou două și le urăm la Mulțeni Și au venit cu omul lor, Adrian Dragotă, președintele Federației Felinologice. Bună dimineața! Vă mulțumim Bună dimineața. foarte mult că ați venit și la Mulțeni. Da, să ne trăiască, ei sunt pic și poc. El este pic, pentru că este pictat, iar el este poc, fratele lui pentru că mai răstoarnă lucruri după masă, poc. Am văzut, am văzut. Într-adevăr, pentru pisici se pare că s-a inventat internetul deoarece au cucerit întru totul. S-ar putea exista însă o legătură mult mai veche întrucât s-au văzut și alte primate care manifestă anumite reacții emoționale pozitive când văd pui de pisică și mângâie. Probabil așa a fost prima apropiere acum vreo 14.000 de ani cea noastră către ele, dar totuși astăzi ne-au cucerit cu totul. În ciuda faptului că nu sunt animale care să înțeleagă rangurile sociale, precum sunt câinii, și să ne asculte. Din acest motiv par așa de independente. Ne-au cucerit pe noi, au cucerit internetul, au cucerit cumva societatea modernă, așa cum o știm astăzi, pentru că de multe ori casele proprietarilor de pisici sunt adaptate mai mult pentru feline decât pentru ei. Da. Și. Cred că este și un moment în care trebuie să conștientizăm o problemă: cea în care oamenii poate primesc cadou un animaluț, după care își dau seama că nu-l mai vor sau nu-l pot întreține și renunță la el. E o situație cu care vă întâlniți des. Da, din păcate, în ciuda dragălâșiniei lor, de multe ori poate fi considerată ca uh, nepotrivită, pentru că poate a zgâia ceva din greșeală, sau lasă păr, o pisică are păr și acest păr se pierde, din păcate, uh, dar trebuie să conștientizeze, practic, că ei sunt membri ai familiei. Într-adevăr, conform legislației române, animalele de companie sunt doar bunuri, dar poate se va schimba ceva, poate vom reuși să schimbăm ceva în sensul ăsta, astfel încât să le încadrăm la membrii ai familiei. Hai să-i cunoaștem puțin pe Pic și Poc. Cine sunt ei? Ei sunt doi puiuți de British. Unul este cel gri, este în culoarea oficială albastru. Acesta este albastru cu alb. Se numește bicolor. Pentru că dacă o pisică albă și o pisică albastră, gri, fac pui, nu o să iasă pui cu alb. Unii o să iasă albi, alții o să iasă albaștri. Pentru a ieși împreună cu alb, trebuie să aibă această genă de bicolor. Și pisicile care au mai multe culori? Uh, acelea care sunt tricolor, de exemplu, sunt doar femele. Uh, genetica nu poate să le facă masculi. Mai sunt cazuri rare în care ei sunt masculi, dar sunt sterili. Acum, doamnelor și domnilor, nu vreți să știți ce este în jurul nostru și câți colegi s-au strâns să facă poze și să se uite la ce avem noi acum în uh, platou. și Tocmai de asta trebuie să uh, vorbim despre câte drăgălașe sunt e ăsta, factorul care a dus la uh, apropierea lor de uh, oameni. Da. ne vorbeați mai devreme despre faptul că au fost printre primele animale domestice. Uh, Câinele a fost domesticit înainte, însă trebuie să ținem cont de faptul că talia câinelui din acea perioadă era mare. Era cam greu de să fie privit ca un animal de companie, ca un pet cum sunt pisicile. Însă pisicile s-au apropiat de oameni în momentul în care au devenit agricultori, atrase de uh, șoriceii care veneau la grâne uh, și această transmisie emotivă a noastră când îi vedem, i-au făcut să fie apreciate primul oară de egipteni. Uh, sunt chiar anterior lor un om uh, mormânt descoperit în Cipru cu o pisică îngropată alături. Uh, au fost descoperite urme ale unor fracturi uh, care arată că au fost îngrijite de către oameni. Prin urmare, acest legătură între om și pisică ca animal de companie se pare că a fost de timpuriu stabilită. au această deregășenie care ne ne impresionează. Pe 28-29 septembrie la Romexpo va fi o expoziție sud europeană foarte importantă unde veți putea admira o multitudine de rase de toate felurile. Ei sunt doar un singur exemplu. Sunt unele mult mai mari, gen Mincunu, cum a fost campionul mondial de anul trecut. Sunt altele fără păr. Sunt unele suple și zvelte, ca Singapura, care împlinește anul acesta 10 ani de la recunoaștere. Chiar România s-a ocupat de recunoașterea internațională a acestei rase. Deci vor fi o mie de surprize de, de văzut cum în cadrul acestui show. Cum trebuie sărbătorită această zi? Uh, trebuie să uh, ne gândim la ele, să le luăm uh, o atenție, ceva bun, uh, să le periem, de exemplu, și să le lăsăm să ne iubească atunci când vor iere. Căci o pisică exact. e greu să o determinăm, să facă ce nu vrea. Ce preferă pic și poc, boabe sau plic? Uh, și și, sunt la vârsta la în care ar mânca orice. Eu am acasă o pisică, uh, British Shorthair cu albastru rus, Sasha o cheamă și urez la mulți ani și vă asigur că la ora la care mă trezesc eu, pe la 4 dimineața, ea este activă și vine și ce replic. Da. Adică ele știu să obțină ce vor. Da, da, da. Știu foarte bine. Se poate spune că ne-au dresat cu desăvârșirea acestei milenii. Deci ele ne-au dresat pe noi. Ele ne-au dresat în mod clar. Noi nu prea putem să le dresăm. E cu adevărat motivul pentru care s-a inventat internetul? Uh, cu siguranță. Uh. Trebuie să facem lui astăzi. Asta a fost motivul secret. Câte vieți au pisicile, de fapt? Uh, din păcate, au doar una. Am fi vrut să aibă uh, nouă vieți, cum se spun, dar au doar una. Trebuie să avem mare grijă de ele în această viață. Și trebuie să uh, vorbim și despre faptul că nu doar pisicile de rasă trebuie iubite. Nu, nu, nu. Toate, toate pisicile... Deci dacă iubești pisicile, le iubești pe toate, indiferent că ar fi uh, de rasă sau... Uh, pisici, săracele după stradă care au nevoie de ajutor. Noi în cadrul fiecare expoziții oferim o zonă de adopție, iar în fiecare zi aproape 30 de pisici găsesc stăpâni aduse acolo în condiții de control medical, vaccinate, de parazitate și iubitorii de pisici le pot lua acasă. Cum pot eu să fiu un, un om mai bun pentru pisica mea? Să fie atent la nevoile ei, pentru că, așa cum am spus, ele ne adresează, și să-i acorzi dragoste pisicii, de obicei doarme 18 ore. Din acest motiv, nu se simte nefericită când nu ești acasă, precum un câine care așteaptă cu nerăbdare. Însă, în momentele când vii acasă, trebuie să-i acorzi spațiul să facă ce vrea, să nu ce pentru ce a făcut rău când n-ai fost plecat, pentru că nu asociază aceste evenimente din trecut degeaba o ceri pentru un lucru care nu s-a petrecut în acel moment, ea nu o să înțeleagă. Se pare că una deja explorează vrea să platoul da? nostru. O să mă duc eu să să o recuperez vino înapoi la noi. da? Redecorăm platoul acum cu pisici. Mai bine o lăsăm să exploreze și tocmai asta e un aspect foarte important atunci când vorbim despre pisici. Casa de vina lor. Da, casa devine a lor, ele își împregnează atunci când se freacă cu obrăjorii, cu tot corpul, împregnează casa cu un feromon al lor, mirosul propriu, și din acest motiv, de-abia după, dacă este o pisică care a venit nou în casă, de-abia după ce a impregnat absolut toți pereții la nivelul ei sau chiar și pe noi cu mirosul la nivelul picioarelor, atunci începe să-i fie spațiu familiar și se simte în siguranță. Se pare că cel albastru foc, a început să să-și facă studioul cu spații familiar, începe să se frece de pereții studiului ca să mai revină altă dată să se simtă în siguranță. Nu-i nimic, noi amenajăm aici, punem pernuțe, punem tot ce trebuie să aibă pe unde să se cațere și da, poate să fie studioul lui, eu îi dau cu plăcere toată emisiunea dacă își dorește asta. Când vine vorba despre românii ca proprietari de pisici, dacă putem folosi termenul de proprietari, stăpâni da, de pisici, iubitor, să le spunem, da. iubitori de pisici, suntem diferiți de alte popoare? Uh, cred că nu. Se pare, chiar după anumite statistici, că am fi pe locul întâi în Uniunea Europeană, din punct de vedere al gospodărilor care au un animal de companie, aici incluzând uh, și câinele. Uh, dar, într-adevăr, putem spune, nu știu, că în trecut era uh, un obicei, acum aproape că a dispărut, în care oamenii goneau, nu știu de ce pisicile, nu au. Uh, liniștea aceea, pisicile de stradă, ca în Istanbul, de exemplu, sau ca în Grecia, în care nu se feresc de oameni. Încă undeva în genetica lor ancestral poartă o anumită frică de noi. Dar să sperăm cu timpul și dacă ne bățăm și copiii să fie atenți cu ele, că își vor redobândi încrederea și vor sta și pe stradă să le mângâiem. Cred că depinde puțin și de zona în care trăim în cartierul meu, de exemplu, și știm că în capital am avut o mare problemă cu câinii acum da. mulți ani, în cartierul meu, acum, străzile sunt stăpânite de pisici și oamenii le oferă mâncare, le ajută, au grijă de ele. Da, asta spuneam, începe să se observe tot mai mult lucrul ăsta și am văzut pisici care vin, le vorbești, ele îți răspund pentru că mi-au pisicii, este un mod de a comunica cu noi, ne aud vorbind, ele între ele nu mi decât când sunt mici pui dacă s-au rătăcit de mamă sau când sunt adulți atunci când vor să se atace. În mod normal, pisica miaună însă când ne aude, încercând să ne transmită ceva, încearcă să imite limbajul nostru, să înțelege, înțelege tonalitatea vocii, dacă suntem bucuroși, dacă suntem nervoși. Dacă nu reacționează atunci când suntem nervoși, ce doar pentru că știe că este la o anumită distanță de siguranță și nu îi se întâmplă nimic. Din acest motiv se face că nu înțelege. Ce sfaturi putem să-i dăm cuiva care Vede pisici la televizor și spune vreau, sau copilul spune vreau. Cum pot deveni un bun proprietar de pisici dacă nu am avut niciodată? În general, să încerce să ia o pisică dintr-o sursă care este sigură. Și dacă vorbim de pisicile din stradă, este bine să ia de la asociațiile care au grijă, salvează pisicile și le oferă spre adopție. Dacă doresc o pisică de rasă, la fel e bine să ia de la crescători pentru că altfel internetul, din păcate, este plin cu cazuri de pisici care, în absența unei simple vaccinări, ajung ulterior după ce sunt la noi stăpâni, proprietari, să decedeze, din păcate. Ne-am reîntâlnit. Da, în până fășit, la urmă, după dar tot al lor e platoul. După ce s-au obișnuit locul acum am venit la tine, am închis ochii, este un semn al lor de încredere, s-au uitat la tine și a închis ochii, e o comunicare Deși probabil e o mirosă altă pisică. Nu, nu, nu da. lucrul ăsta să știi că le, le place. Deci simt oamenii, se, sunt mai atrași de oamenii care deja miros la pisică. Deci asta este un avantaj acum pentru tine. E vreo diferență între pisicile de rasă și pisicile de rasă comună? Pentru că știm că există foarte multe preconcepții, foarte multe stereotipuri. Unele uh, vin din cultură, altele pur, nu, pur și exemplu, simplu din Fiecare ras are particularitățile Britishul, că l-avem aici pe masă, este mai mototol și după cum se vede are picioare mai scurte N-ar putea sări de jos direct pe masa din, din platou O pisică obișnuită este mult mai zveltă, mai atletică și face saltul ăsta cu ușurință lui ar trebui un scaun, întâi pe scaun și apoi pe masă. Să zicem de british, dar sunt suficiente rase care încă și-au păstrat aptitudinile de agilitate, ca abisinienele, ca Singapura, ca Bengalul, care cred că se poate că și pe tot cu ușii. Și da, asta fiecare rasă variază în temperament, în funcție de constituție ei fizică. Le urăm la mulți ani încă o dată pisicilor din, din viețile noastre, indiferent de câte vieți avem fiecare, noi sau pisicile, și vă mulțumesc foarte mult pentru că ați venit împreună cu Pic și Poc aici în platou și pentru că am avut parte poate de cea mai frumoasă emisiune din cariera mea și cea mai drăgălașă. La mulți ani! Mulțumim încă o dată!